Premierul Victor Ponta a declarat recent că pensionarii vor primi pensii mai mari cu 4% din 2015. Nu același lucru l-a putut afirma însă despre salariile bugetarilor, despre care a declarat că nu vor crește anul viitor, dar în mod sigur nu vor fi diminuate. Declarația premierului a venit în contextul în care ministrul muncii Rovana Plumb susținea adoptarea unei noi legi a salarizării unitare. Referindu-se la noua lege a salarizării unitare, șeful guvernului a arătat că va susține legea dacă va fi redus decalajul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu. Premierul a reluat totodată ideea reducerii acestei diferențe prin introducerea unei taxe de solidaritate asupra veniturilor care depășește un anumit nivel.